Cât de important este să prelungim respectarea acestor tradiții și care sunt tradițiile care merită a fi păstrate în opinia noastră? Discutăm astăzi cu colegele mele de Ana Guja, Angela Stafi și Ala Donțu. Fetelor, care sunt tradițiile care vă plac cel mai mult în Moldova astăzi? Mie. De fapt, eu rămân a fi fidelă colindătorilor, urătorilor și tot ce ține de tradițiile de an nou și Crăciun și probabil tare mi-s dragi șezătorile. Eu știu că ele se întâlnesc mai mult la sud. Eu chiar am un vis să-mi cumpăr o casă la Giurgiulești, poate se va da Domnul și se va împlini acest lucru, anume din considerentul ăsta. Și vei organiza șezători acum? Da, da, de ce nu? Vă da, șezătorile pot fi organizate și acum. Există, mie îmi plac, de exemplu, tradițiile care încununează anul. Cele din august, când se culege primul spic de grâu, da? Când vine în 1 martie, când trecem de la iarnă la primăvară. Mărțișorul, care e o tradiție absolut excepțională. După aceea, mi-mi plac enorm tradițiile care s-au pierdut, din păcate, dar care marchează trecerea de la o vârstă la alta. De exemplu, petrecerea flăcăilor la armată, care îi transformă în bărbați, cumva. Sau trecerea dinspre fată spre femeie, care sunt anumite tradiții, ritualuri mai degrabă decât tradiții pe care, dacă noi le-am aduce înapoi, inconștientul nostru, tot se vorbește despre mentalitatea noastră, ei, dacă noi am aduce aceste tradiții înapoi, așa cum sunt ele, cum au fost gândite de strămoșii noștri, noi n-am mai avea atât de multe probleme cu tinerii. Paparuda. Paparuda, de exemplu, este o sărbătoare a fetelor. Exact. Mi-mi plac toate tradițiile, bine, nu toate, majoritatea, dar într-o formă nemodernizată. Iată, chiar dacă vă aduceți aminte înainte de emisiune, vorbeam despre pomul vieții, da, care se face la înmormântare. Și eu, de exemplu, nu știam că acum pe pomul ăsta se pun pantaloni, costume, încălțăminte, șosete. Eu îl țin minte așa cum era, cu bombonele și câțiva biscuiți în cruce. Și mie îmi place, eu cred că e frumos. Mie îmi plac pomienele. Și iarăși, eu cred că este ceva frumos să dai de sufletul unui om apropiat care a decedat. Dar iarăși, fără tot ce se întâmplă azi, eu știu că acasă am fost învățat că de pomană se dă unui om nevoiaș, da? Și nu tot ce s-a transformat azi, de exemplu, Paștele Blăjinilor, sau că noi dăm de pomană tot familiei noastre, sau dăm de pomană mobilier, sau nu mai știu ce, albituri de pat, asta nu. Care sunt, de fapt, tradiții precreștine, pentru că dacă noi stăm să analizăm, inclusiv, dacă să le luăm pe rând, să zicem, hai să luăm înmormântarea ca și ritual și ca și tradiție, atunci datul ăsta al mesei, scaune, haine, covoare, perne, farfurii, deci tot ce ar avea nevoie el în cealaltă lume, este de fapt o tradiție păgână, precreștină. Și ea nu are nimic cu ortodoxia. Dar crezi că la noi se dă de pomană anume cu gândul că să aibă pe lumea cealaltă tot ce ai dat acum? Asta ar fi sensul de ce se dau aceste pomene toate? Din păcate, faptul că tradițiile astea au fost desacralizate în timpul Uniunii Sovietice a dus la aceea că oamenii nu mai cunosc substratul tradiției și de ce se întâmplă lucrul ăsta. Și de ce, de exemplu, urătorilor li se dau anume nuci, mere și covrigi. Dar de ce? Pentru că dacă noi stăm să ne uităm nuca ce este, nuca este simbol al belșugului, este simbol al puterii, al tăriei. Covrigul este cercul vieții. Adică fiecare simbol are, de fapt, fiecare obiect sau fiecare fruct care se dă are, de fapt, o anumită semnificație care e mult mai profundă. Da? Și atunci copiii merg după bani. Sau șezătorile. Dar așa atunci copiii mergeau după bani. Hai să fim serioși. Adică e normal. În șezătoare, faptul că fetele se întâlneau și
coseau ia și fiecare ia avea râul ei, adică fiecare dintre ele cumva își cosea destinul, pentru că sunt anumite simboluri care vin pe ei. Probabil că mă gândeam să facem o emisiune anume pe chestia asta cu, cu cusuturile noastre, ca să, să vedem cât sunt de frumoase de fapt și ce semnifică ele. Pentru că tu îți țești norocul în covoare. Eu când eram mică mergeam și eu, ca să spun despre sărbătorile, tradițiile mele preferate, mergeam și eu cu ratul sămănatul colindatul. Bine, cu ratul mergeau mai mult băieții sau copiii mici de tot, pentru că dacă erai fată deja trecută de vârsta de 10 ani, nu era bine, era rușine să mergi cu ratul, doar cu sămănatul. Și știu că mergeam pe la rude și mă duceam de fapt, da, era bine și frumos când îți dădeau bomboane, dar așteptai bani în primul rând. Și făceai vreo 5-6 ruble, pentru că era perioada sovietică, și rupeam o pereche de papuci care costau 10-15. 12, da. Da, dar era frumusețea. Acum eu mi-amintesc, de exemplu, în satul în care am crescut eu, erau două tipuri de urători, să zicem așa. Era uratul de anul nou pe nou, la care mergeau copiii până se însera, și erau sărbătorile Sfântului Vasile, care pentru mine era un mister întreg, în care mergeau flăcăii, fetele și oamenii căsătoriți tineri. Deci acolo, acolo se mergea cu capra, acolo se mergea cu buhaiul, acolo se ura... Colindături frumoase, lungi, exact, instrumente muzicale. Mama este din Bucovina și eu am crescut de fapt cu malanca, dacă știți ce înseamnă malanca, și cu toate tradițiile astea extraordinare de Crăciun și an nou. Eu, când eram mic, mă temeam să ies la geam de sărbători, deoarece erau cete întregi de oameni mascați și erau roluri foarte bine definite și pentru un copil mic, care nu prea înțelegea, dar era extrem de frumos. Acum, din păcate, chiar și acolo se fac din ce în ce mai puțin. Au rămas două sate, dacă nu greșesc, în care se mai organizează malanca, da, care este un carnaval, de fapt. Și eu consider că tradițiile sunt niște lucruri foarte frumoase. Dacă nu ne-am băgat noi coada cu modernizările noastre și cu care întotdeauna țin de fapt de partea materială și care, cum zicea Angela anterior, că noi de multe ori uităm de ce se dă de pomană, de exemplu, una și nu se dă alta de pomană, da? Dar eu vreau să zic despre nunți un pic, pentru că subiectul ăsta chiar mă pricep. Mie îmi place când la nunți, eu am avut experiență în spate de a modera nunți, mulți ani în urmă. Și eu tot vreau să mă dezbaier de iată, experiența asta și până la un moment s-a întâmplat. Am închis paranteza și vă povestesc de fiecare dată când, de exemplu, venea clientul, mirele, mireasa, nașul, nășica, socrei, una sau cealaltă, și se începea discuțiile în jurul temei. Dar a să dăm colacul și tu spui că, păi, cum facem? Facem dacă avem scopul de a construi o nuntă tradițională, în cazul ăsta mergem conform șirului de tradiție, pentru că există un șir cheie de tradiție într-o nuntă. Hai ești nonda colacul, dar unda numai, să zicem, găina. Dar nimeni nu știe, de fapt, care este simbolul găinei. Și, în general, nu poți să dai găina la nuntă și explic și de ce imediat, pentru că eu la facultate am învățat un an și mai bine despre tradițiile, marea măsura lor. De exemplu, găina asta este pentru bucătărese. Ele toată nunta înainte stăteau la bucătărie și unicul moment al lor de glorie era când la sfârșit scoteau găinușa din cuptor și mergeau la naș care achita masa și ca să primească banul în schimbul muncii lor de o sutcă și mai bine cât lucrau ele ca să gătească, ele dansau această găină și nașul, dacă considera că tot ce a fost până acum așezat, așternut pe masă din materie de bucate gustos, înseamnă că cumpăra găina și răsplătea lucrul lor amese. Găina era vie sau cum? Nu este. Găina coaptă. Gătită. Aha. Găinușa gătită. Deci îți dai seama că dintr-o găină nu mânca toată armata de, mai ales că vă știți că în trecut venea. Deci n-avea nicio treabă cu rolul femeii în casă. N-avea nicio treabă cu rolul femeii în casă, avea treabă exact cu lucrul femeilor de la bucătărie. De la bucătărie cine lucra? Era o stareță care se pricepea bine la bucate și dacă erai om de treabă, venea să te ajute la nuntă. Da. Dacă nu, păi nu. Și restul erau verișoare, mătușe, cine se pricepea la bucătărie. Comunitatea, de fapt. Exact. Și atunci ele își schimbau păstelșile, adică șorțurile, și ieșeau frumoși. Ele se chiteau. Asta era momentul de glorie și asta era frumusețea. Să vezi cine a fost în background. Ca și cum vrei să vezi regizorul, operatorul sau cei care au făcut spectacolul propriu-zis. Dar acum nu mai are sens face așa. N-are sens. Colacul Miresei
este una din tradițiile care mie îmi place foarte mult, pentru că colacul acesta semnifică, de fapt, voi probabil vă amintiți din folclorul românesc momentul când Ileana Cosânzeana a frământat cu lăcrimi obosit și o copt opânii de dragoste și iubire pentru iubitul ei și așa mai departe. Și este darul miresei pentru mire sau pentru, nici nu pentru mire, pentru mamă sa la mire și mai scurt familia lor cumva acolo. Soacră. Exact. Acum chiar îmi scapă. Cam mulți și ori nu am mai stat eu pe acolo, dar așa e. Deci este darul din partea miresei sau mamei miresei, depinde de zonă. Aici sunt mai multe tractări a situației. Uite, eu vă propun să vedem acum voxurile și să prelungim discuția după ce vedem ce ne spun oamenii despre tradițiile. Cu mare drag. Paștele, în primul rând, nașterea Domnului. De toate sărbătoarele sunt frumoase în felul lor, fiecare. Paștele și Crăciunul. Îmi plac zilele de naștere, zilele profesionale, îmi place ziua mamei. Sărbătorul de Crăciun, anul nou, Sfântul Vasile, Crăciunul, atmosfera. Pascu празнуем, Рождество, конечно. Наши молдавские танцы, хоры очень сближают людей. У нас была свадьба в Молдове, хотя муж американец, и нам очень понравилось, потому что мы как бы танцевали, и нам не нужно общаться, ну, то есть все друг друга понимают, язык — это танец. И также мы ходили смотреть жог, и ему тоже очень понравилось. Ему нравится то, что наш народ открытый, что мы веселые. В принципе, все традиции для него понятны. Но, конечно, мы его традиции тоже соблюдаем, празднуем, чтобы он не так скучал за домом. Чем мне очень нравится Паштеле? Есть о сербатаре де фамилии. Е, де обичай, плекам ку фамилия ла бисерика, не интлим ку рудиле, и е чева религиоз и фамилиал, и кред ка ла тесли плачи Паштеле. Традиция колиндатул де Крачун, мерсу ла бисерика де Пашти, e și ea o tradiție. Vopsitul ouler de Paști? Sărbătorile de iarnă. Sfântul Vasile, anul nou, Crăciunul, Paștele. Cele mai preferate zile de naștere la copii, în familie care sunt la soț. Și sărbătorile de iarnă cele mai preferate. E extremă cu mormântările la noi, e extremă. Trebuie de cinstit omul că a plecat și asta, dar la noi e exagerat. E exagerat când pomenile este exagerate. Zilele de pomenire prin restorane care se prefac de acum în un fel de arătare cine poate să-și arăte bunăstarea lui, dar cine nu poate să ia după acelalt, cred că da, așa l-au făcut, dar eu de ce să nu fac și eu? Și nu înțelegi cum a trăit tot așa, drăguța mea, tot e ceva strașnic, e ceva strașnic. Mormântările tot pomeniși cu nevoie, dar la mort nu mai trebuie nimic de acum, sufletul plecat în ceruri, el nu mai are nevoie de toate visele aceea și de toate. Anul nou. Exagerat din punct de vedere al, nu știu, bugetului, cheltuielilor, asta e. Problema e mentalitatea. Adică toată fala asta, tot ce este artificial, asta e. Pomenirea celor decedați, să zicem, Paște Blajinilor. Scoaterea în evidență sărăciei moldovanului. Omul stăruie din ce nu are să arate, adică, să zicem, legea asta a icebergului. Numai ce e deasupra, de sub nimeni nu vede. A trecut sărbători, tot s-a uitat. Ботез, вот традиция, мы как бы еще не крестили ребенка, и мы считаем, что вот эта традиция, допустим, когда собираются много людей и маленький ребенок, это слишком тяжело для ребенка, потому что это ребенку не надо, это для взрослых. И зачем туда тащить детей, как бы не очень понятно. Это утомительно и тяжело. И плюс собирать родственников, и когда каждый показывает, сколько он дарит, это тоже не очень прилично, потому что ставит людей в неудобное положение, и если вы хотите кого-то видеть, вы собираете, потому что вы рады этого человека видеть, вы хотите провести время, а не просто посмотреть, кто сколько денег положил в поднос. Probabil că cel mai mult mă deranjează faptul că noi sărbătorim anul nou de două ori, adică anul nou pe vechi, pentru că mi se pare puțin cam vechi, în sens că ne luăm mereu după tradițiile cele vechi sovietice.
ecometriile la moldoveni sunt exagerate, foarte opulente, mai ales în sate. Oamenii adică vin și cu haine exagerat, cu aur, cu obiecte de mobilier, cu imobil chiar uneori, cu mașină, cu... adică este foarte exagerat. Pe mine mă deranjează la nuntă dezbrăcatul miresei, atunci când fiecare invitat vrea să arate că are cadoul cel mai mișto și cel mai scump de dat mirelor și începe să îmbrace mirii cu cât mai multe haine, cu cât mai multe chestii care sunt, eu cred că îi sunt inutile. Paștele blăjinilor. Faptul cum se îmbracă domnișoarele în timpul paștelor și cum vin cu tocuri exagerate înalte, cum vin cu coafuri chiar și cu machiaj. Asta la fel este foarte straniu din partea domnișoarelor și cred că ar trebui cu timpul să schimbăm acest prost obicei. Prea exagerate, la părerea mea, sunt mormântările. La noi obiceiurile sunt, nu-i destul că pierzi ruda din viață, încă plus la asta și cheltuieli enorme care rămân de urmă sărașii, trebuie cu ani să iasă din datorii. Pentru mine asta e ceva ieșit din... Exagerăm cu mâncarea la noi, să încarcă mie, să le arătăm că avem de unde, chiar dacă nu avem de unde. Deci eu, cel mai des cuvânt care l-am auzit era cuvântul exagerat, dacă ați observat și voi. Și oamenii, deci înțeleg că este exagerat, înțeleg că se exagerează și pentru mine este întrebarea de ce nu se opresc. Pentru că gura lumii, de exemplu, pentru că importanța opinii celorlalți, care tot e un fel de precept tradițional. Deci trebuie să fii curajos ca să oprești odată aceste tradiții care toată lumea le consideră exagerate. Nu oprești tradiția, oprești exagerarea. Exagerarea, da, da. Pentru da. Că... De exemplu, ca să revenim un pic la partea de nuntă și de exageratul la dezbrăcatul miresii. Dacă mireasa ar înțelege care este de fapt taina, semnificația și nuntașii ar și înțelege. Care este, pentru că tocmai ăsta este ritualul de trecere de la fată la femeie. Ăsta este cea mai importantă parte a nunții pentru o fată. Este asta. Nu este ce se întâmplă noaptea. Pentru că ea este o pregătire pentru ce se întâmplă în viața de familie. Este o pregătire, o trecere a fetei în femeie. Este o tânără care se va căsători curând în Moldova, se căsătorește cu un străin. Și acum merg pregătirile pentru nuntă și spun la punct și tradițiile care vor fi respectate în timpul nunții și la care se merită să se renunțe. Și am înțeles că există un punct de conflict în familia ei. Deci fata vrea să șorțul să-i fie pus ei, dar și soțului, mirelui. De aceea că mirele... Plus, mirele este bucătar de profesie. Deci pentru el, purtatul șorțului este de fapt o mândrie, o alegere. Pe când familia ei din Moldova zice cum? Cum se poartă bărbatul șorț? Îl înjosește. Și iată, întrebarea ei a fost că ce să facem? Cum să convingem părinții și... Să nu pună șorț. Foarte nici simplu, nici la niciunul. Mai bine, da. Noi, dacă ați observat în Voxuri, au fost foarte multe discuții despre sărbătorile religioase și exagerările în sărbătorile religioase. Și eu vă propun în partea a doua, împreună cu invitatul nostru, să discutăm anume această temă și vă așteptăm imediat după pauză să prelungim această discuție interesantă. Bine ați revenit! Astăzi vorbim despre tradițiile moldovene și exagerarea lor și invitatul nostru este Ion Andronache, un vlogger ortodox. Ion, bună seara! Bine ai venit la noi! Vrem să discutăm cu tine tradițiile religioase, cele creștine și cât sunt ele de creștine, de fapt, în Republica Moldova la moment. Ziceai că vrei să vorbim, să începem cu cumătriile și cu botezul. Probabil, bine. Cumătria, de fapt, nu are nicio legătură cu botezul. Eu cred că copiii nu au nevoie de un naș. Cumătria este o petrecere doar a cumetrilor. Cine sunt cumetrii? Sau cine îi aleg? Părinții își aleg lor cumetrii și nu își aleg naș copilului.
Copilul nu are nevoie de naș. De ce? Pentru că de educația copilului, de educația creștinească, are grijă doar părinții și nu un oarecare naș, care îl vede doar de câteva ori pe an. Și educația și îl va crește în credința ortodoxă doar părinții. Și nu are niciun sens să dăm atâția naș copilului și mai mult cu metrie. Da, dar nu se spune că nașii sunt părinți spirituali și în cazul în care părinții mor, nașii rămân un fel de... Da, oare se întâmplă să nașii sau să rămân? Sau e vorba de a avea 30 de nași sau avea un naș care naș de cununie, de fapt, și care îți botează după aceea copilul. Cum e de fapt toată povestea? Nașie de cununie este doar o tradiție locală la noi în Republica Moldova și în România. Nici o biserică locală ortodoxă din altă parte, greacă sau rusă sau bulgară, nu au această tradiție. Nașii de cununie, de fapt, se alegeau din într-o localitate care aveau o anumită experiență în viața de familie, erau mai în vârstă decât cei care se căsătoresc și ei îi îndrumau într-un fel pe noi căsătoriți, pe tineri. Nu este obligativitate normal că să fie ei nași de botez a primul lor copil sau indiferent. Cununia este iarăși o plină de tradiții inutile. La cununie de obicei se aduce un covor și tinerii, când se cunună la cununia religioasă, ei stau pe acel covor. De unde și până unde? Și acest covor îl pun numai decât și mai după asta zic că nu, dacă nu țineți în casă acest covor, este păcat. Și chestia e întreba cine pășește primul pe covor. Care este deja eu cred că sunt parvenite din precreștinism toate chestiile astea. Apropo, o întrebare să nu pierdem momentul cununia. Noi putem să ne cununăm fărnași? Cu siguranță. Eu vreau să vă zic că eu am experiență. Eu m-am cununat în Grecia. A, păi nu în Moldova. Nu, în Grecia și pentru mine a fost uimitoră această experiență. Noi ne-am cununat după 5 ani de căsnicie, așa am hotărât. Asta a fost înțelegerea din start. Dacă ne răbdăm, înseamnă că ne cununăm. Dacă nu, nu. Și în afară decât preotul, Marea, Sofica și noi doi și un prieten care traducea pentru că preotul vorbea doar greacă, într-o mănăstire care arăta cam cum să o zic, cam cât încăpiem noi aici toți împreună, dar cununia se face afară, nu mai a fost prezent nimeni. Și asta a fost fantastic. Și nu sunt un șir întreg de tradiții pe care le întâlnim la cununia noastră. De exemplu, mi-e complicat să asist la o cununie. Este frumos ce s-a întâmplat, dar cununia este o slujbă. Exact. O slujbă este o rugăciune comună. Și această rugăciune comună este o ceremonie nu privată, deci nu doar pentru soț și soție sau rude. Este o sărbătoare a tuturor, a comunității întregi. Și este important ca noi, nu vreau să judec modul în care e făcută cununia, dar cununia trebuie să conștientizăm că ea face parte dintr-o rugăciune comună. Ea este o slujbă. Comună al ce ai în vedere? A întregii comunități. A comunității creștin-ortodoxe. Deci practic, ideea e că întreaga comunitate se roagă pentru acești tineri. Da, dar la noi cum se întâmplă? Eu... Când te cununi, biserica nu are acces în biserică dacă nu ai treabă cu cuplul care se cunună. Nu pentru cred. Că nu se practică. În creștinismul primar, liturgia se făcea împreună cu cununia sau cu botezul. Uitați-vă, dacă la mine în familie se naște un copil, așa, se bucură toți, toată familia, și bunei și celelalte rude. La fel și în familia creștină, în comunitatea mare. Dacă prin botez se naște un nou membru, se bucură toată comunitatea, toată familia asta mare, care se numește biserică. Asta e valabil pentru oamenii care merg regulat la biserică, care sunt partea unei comunități. Eu te rog să spui, pentru că poate nu toți spectatorii noștri te cunosc, nu toți au acces la internet, calculator. De unde ai tu aceste cunoștințe? Deci cunoștințele care tu acum le spui, de unde vin ele? Bun, eu sunt fecior de preot. Și am studiat teologie la Academia de Teologie Ortodoxă din Republica Moldova. Nu am absolvit, dar, bun, eu pe viitor intenționez să devin preot și acum sunt vlogger ortodox. Deci ele sunt cunoștințele acestea, sunt trase dintr-un creștinism veritabil, corect? Dintr-un creștinism pe care îl practic de mic copil. Corect, dar eu revin. Ce înseamnă taina cununiei, dacă tu ești specialist totuși? Taina cununiei? Uh-huh.
Depinde ce aveți în vedere. Cum ce am în vedere? Nu trebuie că taina cununiei, ce este asta? Taina cununiei este o taină în care se unesc două suflete, așa, care se iubesc. Așa. Se unesc și sunt binecuvântați de Dumnezeu. Deci relația lor de dragoste este binecuvântată de Dumnezeu. Cum? Prin această slujbă. Și de ce la această slujbă trebuie să fie tățat? N-am înțeles. Pentru că este o slujbă a comunității, este o slujbă. Nu este un serviciu privat, așa cum ar fi un electrician, ți-ar oferi un serviciu privat acasă. Dar păi, stai, dacă eu trăiesc eu rugăciune... și cu bărbatul meu și plus între noi, pentru că noi nu ne percepem, este preotul care mijlocește rugile. Dar voi vă cununați în biserică. Voi vă cununați în biserică, okay. Iar biserica aparține comunității. Biserica nu este un lăcaș plin de icoane cu cupole. Valeu, cu și ne certăm. Biserica este comunitatea care crede, s-au botezat și îl mărturisesc pe Hristos ca mântuitor și ca Fiul lui Dumnezeu. Și nu este acel lăcaș pompos. Biserica poate fi, creștină, deci, de fapt, biserica este poate o fi familie oriunde. Mare, exact. Largă. Așa exact. Cum ai spus că te-ai cununat în câmp sau pe mal. Deci biserica poate fi oriunde, și în câmp și pe malul mării, exact. Acolo unde se adună ei și săvârșesc acea rugăciune în comun. Există două feluri de rugăciune. Este o rugăciune privată pe care o faci acasă, pe drum, mergând oriunde, și rugăciunea comună. Deci nouă Hristos ne-a dat o rugăciune comună. Când spunem Tatăl nostru, noi nu spunem Tatăl meu, dar spunem Tatăl nostru, al tuturor. Hristos s-a răstignit și a suferit toate patimile și a înviat nu pentru noi, deci nu pentru mine personal, dar pentru noi toți. Stai un pic, înțelegi? Deci există mai multe taine în ortodoxie. Și eu nu cred că, deci, în primul rând, din câte eu am înțeles, cei care nu sunt ortodoxi practicanți nici măcar nu au tare mare drept să întrebe despre tainele astea. Asta e unul. Pentru că sunt taine. Și eu înțeleg cam despre ce vorbește Ion. În sensul în care, dacă noi privim biserica într-adevăr ca și comuniune, noi suntem toți împreună într-un Hristos acolo. Atunci, ceea ce se întâmplă acolo, rugăciunea asta comună, este de fapt susținerea binecuvântării pe care tu o primești. Înțelegi? Nu. Haideți să revenim la tradiții. Nu vrei. Dacă nu vrei, nu trebuie. Haideți să facem o misiune separată pe creștinism, da, okay. Și să revenim la tradițiile noastre. Ion, deci ne-am clarificat puțin cu tradiția cununiei. Cu botezul spuneai că nu prea e nevoie de acea cumătrie care se face, că nu este un... Ea este ruptă total de botez, de actul botezului, cumătria. Dar, de fapt, noi suntem acum într-o perioadă în care degrabă sărbătorim Boboteaza și la Boboteaza sunt cele mai absurde tradiții... Apă din robinet. Bun, apă din robinet. Care sunt? De exemplu, scaldatul în apă rece ca gheața și să zici că nu o să mă îmbolnăvesc, că Dumnezeu mă păzește în această zi. Noi îl ispitim așa pe Dumnezeu. Așa a fost și Hristos. Postind 40 de zile, diavolul a venit la el și a spus, aruncă-te de pe stâncă. Și el a spus, nu, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Noi, aruncându-ne în apă rece, iarna? Îl ispităm. Ne pregătiți? Zicem că nu, că noi avem credință, că Dumnezeu ne va... Și iarăși, noi avem aici o chestiune foarte interesantă. În biserică, de obicei, noi nu permitem femeilor să intre în pantaloni și cu capul descoperit. Din cauza decenței, da? Că îl ispitești pe bărbat. Dar aici de Bobotează, în timpul slujbei, în timpul rugăciunii, când se rostesc și se cântă tropare de laudă lui Dumnezeu, oamenii se dezbracă în costume de baie, în chiloți și sară în apă toți. Asta e absurd. Și... Asta la noi în Moldova se practică sau în Rusia doar? Și în Moldova peste tot. Păi nu știu, pe la mănăstiri, da, Igor Dodon, poftim, anul trecut el este exponent clar al creștinismului ortodox. Păi el este apărătorul ortodoxiei. Da. Este noul Constantin propun cel Mare. Propun să închidem paranteză. Eu și în India de mă fost, ne mă așteptăm să fii și budist. Ioan, cu Paștele Blajinelor și cu pomenele de după înmormântare. Eu consider că pomenele nu sunt obligatorii, în sens că să dai cuiva ceva. Normal că e bine să dai celor care au nevoie, dar pomana poate fi
Să mergi la cineva care este neputincios, în scaun cu rotile, care nu poate face un anumit lucru și să-l ajuți, de exemplu. Asta tot este pământ. Și nu, eu consider, este părerea mea personală, că nu o faci de sufletul cuiva, dar o faci pentru bunăstarea ta. Bunăstarea ta și pentru că vrei să o faci. Și nu o faci condiționat, ci o faci necondiționat. Bun, dar de ce sunt atâtea tradiții inutile în creștinismul ortodox? Este din cauza lipsei cunoașterii învățătorii de credință. Noi suntem indiferenți. Noi creștini ortodoxi suntem absolut indiferenți. Noi nu deschidem o carte să citim. Noi, majoritatea de noi, ne considerăm creștini ortodoxi, dar noi n-am citit măcar Evanghelia, care, măcar prima Evanghelie, care are vreo 80 de pagini. Cu siguranță, majoritatea din noi nici n-au citit-o. Am un prieten pe care discut deseori anumite chestiuni religioase. El este cunoscut în domeniu, știe și are o bibliotecă foarte mare, citește cărțile Sfinților Părinți și îmi spune, păi, eu l-am întrebat, Eugen, dar tu ai citit vreodată Noul Testament sau măcar Evanghelia și Faptele Apostolilor? El a spus, asta nu e treaba mea să citesc. Preoții să citească, ei ne vor explica și asta... Pentru mine a fost totul clar. A doilea motiv, consider, din ce cauză avem atâtea tradiții, este din cauza că ați văzut cum sunt la noi slujbile în Biserica Ortodoxă. Avem această catapeteasmă care desparte altarul și cealaltă parte a bisericii, preotul face ceva acolo în altar și oamenii cam nu prea înțeleg. Este un dialog între preot permanent și cor. Deci oamenii nu prea înțeleg ce se întâmplă, ce se rostește. Bun, liturgia e destul de simplă, dar celelalte rugăciuni comune, ei n-au habar, n-au de ce se întâmplă. Și de asta că ei nu sunt în permanență, nu participă la aceste rugăciuni, ei încep să-și închipuie, hai să facem anumite tradiții, să participăm și noi cumva în viața creștin-ortodoxă. Deci din asta, dorința de a participa. Dorința de a participa, dar ei nu participă la rugăciune, pentru că noi mergem la slujbe și este un dialog permanent între preot și cor și nu participăm. La înmormântări, de exemplu, la înmormântări avem cele mai multe tradiții, cu găini, cu poduri, cu nu știu ce. De ce avem aceste... Pentru că nu se roagă. Ce fac rudele în momentul când merg cu persoana decedată la... Au grijă de pomană și de punți. Pomană, bocite, de gălușile, transmite și de transmite ce. Nimeni nu se roagă. Vine preotul cu vreo două femei care cântă în strană și au făcut serviciu religios, au dat cu cadelința cu tămâie și cam atât. Ei s-au rugat și au făcut datorie preotul și acele două doamne. Bine, am spus două doamne, poți să fie oricine. Și atât. Rudele nu participă la rugăciune. De asta sunt atâtea tradiții. Pentru că ei se plictisesc, ei nu știu ce să facă. Dar poate aici este vina bisericii, că nu implică... A clericilor. Că biserica, da, asta pe mine foarte tare mă deranjează. Am citit, a clericilor, da. Da, am citit, pardon. Deci este vina clericilor că nu explică și nu implică comunitatea predicioșii. Da, noi avem foarte mulți preoți care nici ei n-au citit Noul Testament în întregime. Da, preoții cu siguranță au mare vină în asta, dar și noi, pentru că noi tolerăm toate aceste tradiții, toate aceste... Noi nu cunoaștem, nu ne este indiferent. Dar noi nu le prea tolerăm, pentru că oamenii până la urmă, ai văzut în voxuri, sunt deranjați. Ei sunt deranjați, dar ei până la urmă se teme pentru că ei consideră că asta este o cerință pentru importantă. Pentru că preotul cere. Dar unde e pomana? Dar unde e ștergărielul? Unde e ștergărielul? Dar puneți niște ceșcuțe aici. Dar de ce preotul ar trebui să ceară? Preotul este un membru egal în biserică ca și toți. El doar este cel care slujește. Îl slujește pe Dumnezeu și slujește comunitatea. Asta că vorbim factura ideală a lucrurilor, dar noi vorbim despre ce se întâmplă în realitate. Fie, da. Dar în realitate, fii de acord. Da, sunt de acord. Dar eu bine, dar nu toți preoții sunt așa. Cu siguranță nu toți. Cu siguranță nu toți. Eu personal, dar noi majoritatea, din păcate, noi iar alunecăm în religie. Partea asta de... Dar noi mergem totuși pe lângă tradiție. Dacă zicem să revenim, de exemplu, la mormântare, că ai pomenit de bocet. Noi chiar discutam cu fetele înainte de emisiune cât e de important, din perspectivă, să zicem, antropologică, bocetul, da? Dacă el este încadrat în rugăciune, dacă el este încadrat în întregul ritual de petrecere a celuilalt. Pentru și că bocetul, de fapt, da, asta adică era... Adică bocetul este încadrat în rugăciune. Nu, dacă el
ține de un anumit ritual. Da? Uite, noi bocim până a ajuns preotul. Când a ajuns preotul, noi ne rugăm toți împreună, pentru că despre asta e vorba. Și eu citisem recent că podulețele astea sunt, de fapt, printre altele, la Sfinți Părinți. Că podulețele sunt, de fapt, o invenție și că nu există niciun fel de 40 de vămi pe care le trece sufletul până ajunge la Dumnezeu. Și iată, pe asta eu aș vrea să... Pentru că parte întreagă este asta. Unii au 12 vămi, alții au 26, alții au 40. Ce-i cu vămile astea? Depinde, nu, ce-i cu vămile astea sunt invenții, așa cum ați spus. Eu habar nu am de vămi, pentru că vămi și aceste tradiții sunt în dependență de localitate. Unele au, cum ați spus, 12, unii au 40. Unii dau găina peste mort, unul dau cocoșul peste mort. Eu habar și niciun preot nu o să le cunoască. Depinde deja de localitate. Dar preoții de obicei nu le combat, nu interzic aceste lucruri. Ei, lor le place. Da, o găină o să aibă și preotul acasă, să mănânce o găină fiartă și așa mai departe. Nu știu, asta este o indiferență totală a tuturor. Și a societății în probleme grave ale societății. A societății poate mai mult frică decât indiferență. Frica să nu corespundă, frica să se abată de la unele... Dar mie mi se pare că nu e vorba de indiferență, e vorba de lipsă de cunoaștere. Păi da, lipsa cunoașterii ce înseamnă spiritul ăsta, hai să numim a credinței, și nici nu religios, cât credincios aș încerca eu să accentuez. Dar mie mi se pare că asta este problema. Înseamnă că noi trebuie să facă ca părinții traininguri sau cum să le numim, hai să zicem. Vin preoții cu training. Apropo, sau comunitatea, dar se reînvie predica care sau predica, a dispărut. Exact. Da? Nu se explice oamenii. Și după ce se predică, ce se vorbește acum în timpul sunt predicii? Sunt preoți care citesc predica. Predica, de obicei, se citește după Evanghelie, da, și el zice și explică ce s-a rostit în fragmentul cel evanghelic din duminica respectivă. Dar putea, respectivă, de exemplu, la o sărbătoare să-i explice și ce facem, pentru că ei explică în biserică. Ne întâlnim la slujbă și face asta. Preoții dictează anume acele tradiții care le numim noi exagerate până la urmă. Nu știm. Mai des. Eu, de exemplu, în cazurile care le-am cunoscut în care eu când am înmormântat-o pe mama, cam așa era nouă, ni se spunea. Dar apropo de bocet, eu citisem undeva că bocetul este important pentru că când o bocitoare bocește, oamenii care, rudele apropiate, care sunt atât de stresați că nu pot da drumul la emoții, deci prin acest bocet încep a plânge și ei. Deci asta este foarte importantă, tradiția. Deci sunt tradiții cum ar fi pregătirea pentru înmormântare, de exemplu, evident, nu atunci când exagerăm, când tu trebuie cu ceva să fii ocupat pentru ca să nu-ți ieși din minți în momentul când persoana dragă, apropiată, a decedat. Da? Și... Știți ce tradiție am mai auzit eu că există? N-am întâlnit-o pe viu, dar asta mi s-a părut foarte interesantă. După 7 ani se dezgroapă mortul. Oh. Și se spală. Da, și se spală și se îngroapă înapoi. Deci mie asta mi s-a părut băgână rău de tot. Dar sunt în Moldova se face. Da, și la noi se face, da. Se da, face da, sau se undeva făcea? În nord. Nu, se face. Wow. Dar e legal să descurăp mortul la noi? Eu nu cred că ei își dau seama că aici... Haideți să închidem acest subiect, pentru că eu voi avea coșmaruri exact la noapte. Dar totodată, hai să revenim. Să zicem, cumătria este deja o tradiție care nu ține de sărbătoarea religioasă în sine. Da? Și de botez. Dar ea este cheful cum pe care lor? Părinții îl fac pentru că au încreștinat copilul. Mm-hmm. Sau cum vine treaba asta? Pentru că au nevoie de bani. Dar eu am întrebare la cunoscător. Sau pentru că se strângă mai multe bune. De ce noi botezăm copiii nou născuți? Și de ce nu poți să te botezi mai târziu? Ba poți, cred eu. Poți. Eu consider că este foarte bine să te botezi la vârsta în care conștientizezi credința. Însă, eu sunt creștin practicant. Am 3 copii. Eu și soția mea mergem duminică de duminică la biserică. Noi cunoaștem în ce credem, cunoaștem învățătura de credință. Eu la liturghie participând mă împărtășesc cu trupul și sângele lui Hristos. Îl primesc pe Hristos în mine. La liturghie participă doar membrii botezați, doar membrii bisericii. Dacă copilul nu este botezat, el nu poate participa cu mine la liturghie și nu se poate împărtăși cu Hristos. Iar eu personal nu pot să-l lipsesc pe copilul meu de aceste daruri a lui Dumnezeu.
Asta este credința ortodoxă și asta o fac. Și în afară de asta, botezul este de fapt o protecție divină, din cât înțeleg eu, sau nu neapărat? Nu, nu are un rol de abracadabra că va... Nu abracadabra, dar e binecuvântarea lui Dumnezeu, sau cum să-i zic, nu știu cum să-i zic. Prin botez, noi, membrii noi, care suntem primiți în biserică, noi participăm la moartea lui Hristos și la învierea lui. Deci noi murim cu el și înviem. Și suntem primiți în sânul bisericii ca membrii noi. Atât. Deci asta înseamnă botezul. Și atunci Iisus de ce s-a botezat? Iisus a botezat în botezul lui Ioan, cu totul alt fel de botez. Noi ne botezăm în botezul Sfintei Treimi, în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Aici am mai pierdut? Da. Eu mai am o întrebare. Noi mai avem o tradiție de... nu știu cum să-i zic, se numește praznic, care se face la pomenire. 3 zile, la 9 zile, la 40 de zile, pomenire. Un an, 3 ani, 7 ani și mai departe. Au aceste praznici vreo legătură cu religia creștină ortodoxă? Cu siguranță nu, că aceste praznicuri sunt făcute pentru a mânca și a bea. Și de obicei... Și a da pomene. Și a da pomene. Deci de obicei pentru a ne reaminti despre omul care a plecat din viață. Da, dar putem să o facem fără praznicuri, fără mese și cheltuie. Acum hai să revenim un pic la agapă, la masa, da, pe care o facem pentru comunitate, pentru cineva, pentru ceva. Pentru, agapă, deci, noi am putea să facem o agapă, dar într-adevăr să chemăm comunitatea la o masă. Sau să mergem să hrănim oamenii care sunt flămânzi până la urmă, da, să strângi... Sau cum zicea Ion, să mă duc să ajut pe cineva, da, dacă sunt niște bătrâni în sat care n-au o pâine. Știi care e faza? Că nimeni nu s-ar opune. De exemplu, mie mi se pare că dacă tot mai des s-ar conștientiza acest aspect și oamenii noștri, creștinii noștri, în una din zile, ar zice că, băi, eu vreau să fac o masă la săraci. Și merg să o fac și ridic de sufletul mamei, tatălui și așa mai departe. Eu știu că problema aici este obișnuința, este cum mai ușor să faci masa aceea acasă sau la un restaurant decât să-ți bați capul unde să organizezi o masă pentru nevoiași. Eu cred că în cazul ăsta preoții ar putea să mijlocească această... Faci la biserică. Agapa în biserica primară se făcea după fiecare liturghie. Deci oamenii vineau să rugau împreună, după finisarea rugăciunii comune, ei se așezau la masă și această masă unea comunitatea. Dar cine aducea mâncare? Adică cine... Fiecare putea să pui cineva responsabil o săptămână, ci două, trei femei sau doi, trei bărbați să fie responsabili de pregătirea bucatelor. În altă săptămână alții și așa mai departe. Deci tare fain. De exemplu, în diaspora, în bisericile ortodoxe din diaspora, în fiecare duminică după liturghie, fiecare vine cu mâncarea lui și ei astfel construiesc comunitatea. Și dacă observați, acolo comunitățile sunt mult mai puternice decât la noi, pentru că ei se întrunesc odată la biserică și după aceea stau împreună și vorbesc și împărtășesc mâncarea. Ei împărțesc tot. Și asta înseamnă biserică. Asta e o familie mare. Nu cei când noi mergem. De obicei, cum se întâmplă, mai ales prin Chișinău, în parohiile, care de obicei ele sunt pline duminică, dacă în cele centrale. Dar nu cunoști pe nimeni cine se roagă lângă tine, în dreapta și în stânga ta. Nu cunoști. Și mergi, și chiar dacă mergi sistematic, duminică de duminică, tu vei cunoaște maxim 10 persoane. Dar asta nu este biserică. Biserica, și în primul rând, este comunitate. Și a cui este vina în cazul dat a noastră, preotului? A noastră tuturor, din cauza indiferenței. Noi nu vrem să ne implicăm, noi nu vrem să schimbăm ceva. Pentru noi, în Biserica Ortodoxă, dacă propui o schimbare sau vrei să revii la autenticitatea creștinismului primar, adică te scoți cineva, nu știu... Un parvenit, da, un antichrist, un luptător împotriva bisericii. Eu sunt un luptător pentru un creștinism autentic și cred în creștinismul autentic și vreau ca noi să revenim la biserica care înseamnă comunitate și nu la tot ce avem, din păcate, astăzi, mai ales în Republica Moldova. Care tradiții totuși îți par foarte simpatice? Vorbești despre tradițiile religioase sau? Nu, vorbesc de tradiții noi în general. Avem foarte multe tradiții faine, adică tu care singur ne definesc pe noi ca popor. Sunt cântatul doinilor, hora, dar chiar și tradițiile religioase, de exemplu, de florii. Noi umplem biserica cu salcii sau cu flori și asta este o tradiție care vine din cum a fost întâmpinat Hristos în Ierusalim. Dar asta este o tradiție
în biserică, dar este una evanghelică și nu una păgânească sau nu știu ce. Da, de Duminica Mare, de exemplu, cum se pun frunze de nuc peste tot, da, și flori de izop. Stai jumătate de dintei. Da. Asta deja e partea de exagerare. Când în loc tu să iei o crenguță, tu tai jumătate de copac. Tu tai jumătate de copac, să fii mai important ca vecinul. Exact. Aici e problema noastră. Și bine, când ești, când locuiești la țară și ai copacul tău în curte, e una, dar când tu locuiești la oraș și rupi copaci din curtea comună sau de pe stradă, mie, de exemplu, tradiția asta nu tare îmi place. Adică ar fi o idee să revenim la bunul simț. Da, la bunul pentru simț. Pentru că tradiția este despre măsură, despre bun, da, simț, comunitate, despre ritual. De exemplu, dacă te gândi la comunitate, tu n-ai jertfelit toți copacii din curtea blocului. De ce acasă sunt Florile sau Duminica Mare? Te gândi cum e? Sunt oameni care poate nu sunt creștini, ortodoxi și ei, da, știți, nu respectă. Noi vorbim despre asta religioasă în mare măsură. De mie, de exemplu, tare îmi place tradiția asta de înainte de 1 mai, de exemplu, toată lumea să iasă, deși noi am luat-o de la sovietici. Dar frumoasă tradiție. Ieșim cu toții să facem curat în ograda noastră. Dar ea nu e de la sovietici. De la cine? Ea e mult mai veche. Crezi? Asta e tradiția, tradițiile de muncă a comunității. Hai să ne amintim de clacă. Clacă. Pe care toată lumea a uitat-o, dar care este... Iată una dintre tradițiile... Se face foarte rar și se face între neamuri, hai să fim serioși, da, că în rest oamenii vin pentru bani. Dar cum se făcea? Iată, s-au căsătorit oamenii, da, doi tineri, și tot satul se aduna și le construia casă. Cam așa e acum. Și după aceea se mutau. Noi... Aici era frumusețea tradițiilor și curățenia de primăvară. Placa s-a transferat la nuntă. Acum toți dau bani și după nuntă toți tinerii își cumpără apartament. Toți. Noi pentru că avem deja foarte puțin timp alături de Ion, eu te-aș ruga să spui, poate să dai un sfat, o povață oamenilor care poate înțeleg că unele tradiții sunt exagerate, poate înțeleg că ele nu au rost, dar nu îndrăznesc să le oprească, nu îndrăznesc să se opună acestor tradiții. Ce sfat le-ai dat acestor oameni? Dacă vorbim de tradițiile religioase, și anume creștin-ortodoxe, eu le-aș sugera oamenilor să se implice în viața bisericii. Și nu doar de dusul la biserică de Paști, cum a zis cineva în Vox, că și asta este o tradiție, sau botez, sau cununii, dar să se implice în viața comunității. Și nu doar prin participare la rugăciunile comune, dar peste tot. Deci, dacă faci parte dintr-o comunitate religioasă, creștină, atunci ai și grijă de nevoiașii din acea comunitate. Deci, implicarea este foarte importantă și indiferența ne macină pe noi și ne ucide. Dar dacă refuzi să faci o tradiție, de exemplu, să dai de pomană într-o zi când dă tot satul și ești criticat de rude, ce faci? Ești blamat. Eu personal nu am făcut nuntă. Eu am fost blamat de unele rude, probabil, dar important să ai curaj. Curaj, deci, și curajul să mai frică. Este. Noi îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost astăzi la emisiunea noastră. Sper să te mai vedem la alte emisiuni și vă așteptăm după pauză să prelungim discuția. Eu cu cea mai mare plăcere mă voi întoarce și nu doar la 8 Mars RL, oriunde veți fi voi, acolo mă simt chiar foarte bine, mi-a plăcut. Eu am avut puține emoții la început, dar pe parcursul emisiunii am mai căpătat încredere în mine. Eu, din cauza că am prea mare sau mare respect față de toate cele patru femei din platou, mă simțeam așa, încordat. Ala mi-a pus o întrebare cu ce înseamnă taina cununiei. Diceam că cununia de fapt e o slujbă comună și așa mai departe și eu credeam că este tam какой-то подвох. Fiți mai curajoși, n-aveți frică. Bine ați revenit, sper că v-a plăcut discuția cu Ion și eu am înțeles, de exemplu, că majoritatea tradițiilor religioase, considerate religioase, sunt de fapt departe de creștinism și departe de religie, dar a fost clar, da, despre tot ce a fost cu religie. Haideți să prelungim să vorbim despre tradițiile celelalte, deci care nu sunt neapărat creștine. Angela, tu spuneai că... Da, eu, pentru că suntem în luna lui Eminescu, să zicem, da? Eu am primit astăzi un citat pe care tare vreau să-l citesc și el nu e foarte mare, dar zice așa Eminescu: Marele nostru Eminescu,
De la mișcarea din 48 și până astăzi, națiunea românească, pe tărâmul politic, n-a făcut alta decât a se lepăda sistematic de orice tradiție, a răsturna orice autoritate, a arunca departe orice s-ar fi putut numi original în viața ei națională și, în același timp, a adopta cu mai multă ardoare decât cuartelurile de coloni din America de miază noapte și pe o scară tot atât de înaltă toate reformele, toate teoriile cosmopolite, toate calapoadele internaționale în viața politică și intelectuală, în limbă, în moravuri, în tot. Libertatea fără margini pentru orice individ, pentru toate necurățeniile ce s-au scurge din cele patru colțuri ale lumii și tot așa, republici mari și retenia și vicleșugul și cinismul, deci vorbește despre politic, devin virtuți cetățenești, gheșeftul scopul și politica umanitară mijlocul. Acestea pe tărâmul politic, pe cel economic, nimic. Curat, nimic. Din nenorocire, într-o aceasta ne deosebim cu totul de America. Rezultatul îl vedem. Și poate că așa de târziu încât îl vedem în zadar. Publicat în Timpul, numărul 138, în 23 iunie 1879. Nu s-a schimbat nimic. Aproape de ziua mea de naștere, deci, fix. Ca să vedem că, de fapt, nimic nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat nimic. Și s-ar putea ca aceste exagerări despre care vorbim noi să fie un instrument al politicienilor, dacă noi îl credem pe Eminescu. Și Eminescu știa să facă analiză politică. Poate că pentru asta aș murit la un moment dat. Ca să vorbim acum un pic despre Halloween. Ca să vorbim acum un pic despre 14 februarie și despre dragobetele nostru uitat, care e o sărbătoare. Dar el începe să renască. Da, apropo, el se renaște dragobetele acum. Da, și care sărbătorește... 14 februarie. Da, adică despre sărbători importate cumva. Eu cred că îi merită să analizăm un pic și perspectiva asta. În primul rând, orice sărbătoare este motiv comercial. Dacă începem cu aceleași Paști, același Crăciun, același Halloween, același 14 februarie, același, doamne, doamne, 8 martie, uitați-vă, și vânzări se fac de 8 mart, de flori și nu doar, și de daruri. Care astea sunt aspecte greșit interpretat și exact, care s-a scos absolut tot sensul și zilei. Deja nu mai e despre ceea ce de fapt și însemna. Și s-a făcut așa practic cu toate sărbătorile, Crăciunul, cine din toată nebunia asta de Crăciun, cine își mai aduce aminte de fapt ce este Crăciunul? Că nu e despre cadouri. Pentru că totul a devenit motiv comercial. Iată despre ce sunt sărbători. Adică sunt desacralizate. Sărbătorile o aveau componenta asta de sacru. Mi se pare că le stai aripile sărbătorilor, da? Și le se încalță niște papuci grei care trebuie neapărat să fie plini cu bani, mese copioase, cadouri și tot felul de daruri și etc. Da? Care, de fapt, ce fac altceva? Decât măresc piața de desfacere a tot felul măresc de prostioare. Măresc piața de desfacere, dar și stresul oamenilor. De ce? Că dacă să luăm Crăciunul, iarăși Crăciunul, Crăciunul era inițial despre altceva, dar tot stresul ăsta care este legat mai mult de sfera materială și de să le reușești pe toate și să acoperi toate așteptările, cui mai rămâne timp să se gândească, de fapt, Crăciunul este despre nașterea lui Iisus, cei care sunt creștini și, de fapt, este o sărbătoare creștină și de Crăciun cel mai corect, cred că ar fi să mergi la biserică, da? Și să stai și să te rogi, dar nu să ieși din minți. Ce ar însemna asta? Ar însemna că noi trebuie să revenim sau permanent să ne autoeducăm pe noi. Să ne aducem aminte. Exact. Ce înseamnă asta sau ce înseamnă aia? Și să nu ne lăsăm manipulați de marketing și de toată nebunia asta care are ca unic scop să vândă. Și noi ne prindem, da? Și ajungem ieșiți din sărbătorile de iarnă săraci, frustrați, stresați, obosiți. Noi avem nevoie încă de o lună în care să ne revenim. Da, dar uite că noi avem sărbători foarte frumoase și îmi place subiectul care l-a introdus. Și avem o prostie de sărbătoare. Eu nu știu, poate vouă vă place, dar eu când aud de Halloween, mi-n apuc... Da, exact. Dar copiii și adolescenții adoră. De aceea că noi, de fapt, noi nu avem versiunea, sau eu... Noi am pierdut-o. De exemplu, în Mexic sau în Franța, bine, în Franța Halloween-ul tot a luat-o razna, da? În Mexic sărbătorește sărbătoarea morților, care este tot prin noiembrie și acolo este Sfânta Moarte. Toată lumea se deghizează în moarte. Paștele Blajenilor e sărbătoarea. Nu, la noi Paștele Blajenilor e mai degrabă sărbătoarea de pomenire a celor decedați. Acolo e un pic altceva, este un fel de ziua tuturor sfinților, printre care moartea este... La noi a dispărut
dispărut, dar uite-te, la noi există alte, de exemplu, la noi era, nici nu era sărbătoare, dar era un fel de ritual al călușarilor, care atunci când treceau, ei asta făceau, exorcizări. Se povestea, da, e o poveste extraordinară, că dansul ăsta al călușarilor era de fapt un dans vindecător și că oamenii îi scoteau doar la răscruci pe cei bolnavi și călușarii dansau în jurul lor și nimeni n-avea voie să uite la ei. Uite ce chestii, am pierdut-o. Eu cred că Halloween-ul la noi a prins atât de bine, părerea mea este că, de ce Halloween-ul a prins atât de bine? Din cauza copiii ăștia, mai mult copii îl sărbătoresc, adolescenți, iau nevoie de toate deghizările astea. Da, de, pentru că s-a pierdut partea de urat. Sau pentru că Sfântul Vasile, care sunt filme unde este această tradiție și de ce au crescut cu aceste filme. Ei au crescut cu aceste tradiții și pentru ei deja le-au interiorizat într-un fel. Dar pentru ei este și interesant. Asta e unica sărbătoare din an unde copiii ăștia pot să deghizeze și să facă ce își doresc din punctul ăsta de vedere. Noi și nu avem alternativă. De Sfântul Andrei și scoaterea porților. Exact. Tu asta ai vrut să zici. De Sfântul Andrei am vrut să zic și da. De Sfântul Vasile am vrut să zic. Pentru că Sfântul Vasile este recunoscut. Slujba lui Sfântul Vasile este slujba de exorcizare. Deci, de Sfântul Vasile, urăturile și mascatul acela despre care ziceai tu, care te speria, era Halloween-ul, domnilor. Că asta era. Dar de Sfântul Andrei erau chestii vesele. Tinerii aveau ocupație. Când spuneau bostanii aprinși în fereastră, în geam, la băieții care plăceau fete, eu am prins o singură dată că eram la țară, la verii mei, și când pe la o bucată de noapte îți spune... Se făcea și în Moldova? Eu am prins de Sfântul Andrei. Da? Și apoi mult americană. Peste. Nu, mult peste am dat de bostanul ăsta aprins cu deja care sau era de Halloween. Sau de datul porților cu dohot la fetele care nu erau vorba ce. Chestia asta cu bostanul nu este legată de Ioan Botezatorul căruia i-a tăiat capul? Nu are capul... nicio treabă. Nu are. Asta e cu harbuje și cu mâncatul... Nu, așa e tot. Ia că e exact despre ce vorbea Ioan. Adică noi inventăm tot felul de chestii. N-are. Trist. 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 Pentru că eu, de exemplu, la facultate am avut o disciplină care ne introducea în obiceiuri și tradiții și în mitologie, altă disciplină paralelă, care cumva a făcut clară viziunea mea despre ceea ce se întâmplă în jurul meu. Dar probabil dacă nu aș fi avut aceste două discipline în procesul sau în etapa de studiu, mi-ar fi fost foarte neclar tot ce se sărbătorește de multe ori. Ce ține de tradiții, eu am descoperit acum câțiva ani că noi nu cunoaștem sau cunoaștem prea puțin mitologia românească. Exact. Deci putem să pornim și de la sânziene, de la ele, de la tot... Dragaice, de la tot ce se întâmplă, da? Legenda cucului, când apare cucul și ce se întâmplă cu el, ce se întâmplă dacă te plimbi noaptea și întâlnești dragaicele care dansează și ce se întâmplă cu tine. Deci, cultura românească este foarte bogată și noi nu cunoaștem și noi nu învățăm din păcate asta în școală. Noi știm mai multe despre Halloween sau despre Sfântul Valentin și noi nu știm nimic despre sau foarte puțin despre dragobete sau despre sânziene, dragaice și tot ce avem noi, călușari și cred că dacă s-ar face lucrul ăsta de a readuce în prim plan ceea ce avem noi cu timpul, deci bine, pe de altă parte, puterea marketingului este asta atât este. De mare. Și mărțișorul care înainte îl făceai cu mâna ta și nu costa nimic pentru că îl făceai de nață albă și roșie, acum se vând mărțișoare de 10-100 de lei. Deci peste tot unde ajunge comerțul, da, și făcute, deci peste tot, nu știu, deci bine, unde este cerere, este și ofertă, dar este cerere înseamnă. Bun. Dar este oare cerere sau cerere ți este într-un fel impus? Există un, cum se numește, arhitect principal la orașului. Ar fi fain să avem și un arhitect principal. Un etnolog principal. Un etnolog, da. Noi avem un asemenea etnolog da, și asta este doamna Varvara Buzilă, de exemplu. Dar nu este da? Puternicit în așa măsură de media sau de toți cei care au influență ca să aducă la cunoștință ce avem noi ca și români. Dar eu zic, haideți să o chemăm odată pe doamna Buzilă și cu ea să vorbim anume despre... Hai să vedem. Acum am vorbit despre exagerări și altă dată să vorbim despre ce înseamnă, de fapt. Și care sunt tradițiile vechi despre care am uitat?
Da. Și da. Care ar fi mesajul nostru acum pe final? O sărbătoare despre care la un moment dat zicea Diana, care se numește Sărbătoarea Babilor sau a Moșilor și de la, despre care am auzit de la dumneiei de altfel, care este Sărbătoarea Femeilor, pentru că noi avem o grămadă de sărbători ale fetelor și foarte puține sărbători femeiești. Am înțeles că acum la sud doar se practică. Mai există și în nord. Este sărbătoarea în care femeile chefuiesc și inclusiv printre altele sunt bătuți bărbații dacă apar acolo. Și în care se îmbracă moașa satului, că de fapt e sărbătoarea moașei. Da? Și cine era moașa satului? Moașa satului era femeia care atât asista nașterea cât și morțile. Deci ea era cea care practic întâmpina ciclurile vieții și ale morții. Și ea se îmbracă frumos, chitește ca o mireasă și tot restul femeilor șede și se distrează acolo împreună cu ea. Ceva se dansează. Ceva și cu căruța, și... am auzit. Da, se foarte eu am înțeles că sărbătoarea asta femeilor este foarte, foarte frumoasă și acolo femeile chefuiesc singure și da. Se spun foarte multe glume da. Cu tentă sexuală, fără perdea și să împărtășesc secrete, bârfe. Un fel de obmarțerele, știi? Un fel de obmarțerele, da, de la Oscar. Și eu, de exemplu, sunt foarte curioasă să enumerez așa o sărbătoare. Deci, dacă undeva pe la Dondușeni, vă rog să ne uitați, noi venim. La da. Deci, nouă ne-a mai rămas puțin timp. Eu zic să facem o rundă de concluzii a emisiunii de astăzi. Poate să recomandăm, să dăm un sfat dacă este cazul spectatorilor noștri. Ce este cu tradițiile din Republica Moldova? Eu mă gândesc că în ultimii 100 de ani în Republica Moldova sau în bucata asta care se numește Basarabia, intelectualii sau, hai să zicem, vârful, cei care au dictat anumite tradiții sau le-au purtat, au fost sau cumva puși în situația ca să plece din țară. Ce ar însemna asta? Asta ar însemna că noi cam de 3 ori în acești 100 de ani ne-am schimbat viziunile despre noi înșine sau probabil le-am și uitat. De-aia, acum când noi suntem iar din nou într-o situație similară, pentru că suntem nici încolo politic, nici încoace, lumea e plecată, migrație în masă, nu este clar cine este punctul care ne adună pe toți, parcă am fi iar din nou la o metamorfoză și un început. Ar fi foarte frumos dacă noi am avea oameni care mai sunt, atât a zis de doamna Varvara Buzilă, ar fi fain dacă s-ar împărtăși și undeva s-ar face publice aceste lucruri care ne reprezintă pe noi ca și oameni, identitate și popor ca atare, dacă putem să zicem popor. Mie mi-ar face plăcere, eu aș merge să văd, sau, nu știu, o comunitate care ar promova aceste lucruri, cum mă gândeam la asta. De exemplu, în Cahul, până acum se dansează hora, așa cum nu se dansează nicăieri în Moldova. Exact, eu am asistat de câteva ori. Da, sunt diferite zone și mie, de exemplu, îmi place enorm că au apărut tot felul de festivaluri care sunt acum criticate. Dar ele sunt absolut normale. A cartofului, a cireșilor, bostanilor. A plăcintilor, a bostanilor, a iei. Deci orice festival din ăsta contribuie la trezirea noastră. Bine ar fi ca organizatorii acestor festivaluri să ia mai multă cunoștință și la fiecare ediție să îmbunătățească cam și să populariseze. Cam asta se întâmplă, pentru că fiecare sat, dacă face un festival, el vine cu tradițiile lui. Și asta e partea frumoasă, că mai există încă în sate bătrâni care le cunosc. Exact. Și dacă fiecare dintre noi ar înțelege că liniștea noastră, că ca popor vorbim, că centrul nostru este în aceste tradiții, dar nu în exagerări, nu în modernizări. Bun, tradițiile oricum se transformă, pentru că e normal, dar să nu ajungem la cratițe în mormântări și la tot felul de tâmpenii, dar să păstrăm acest mijloc de aur și bun simț. Și atunci tinerii ar vedea de ce sunt frumoase tradițiile. Dacă unei fete ei s-ar explica care este frumusețea momentului ăstuia și cum o să o ajute pe ea, pentru că o ajută enorm în viața de familie. Această trecere. Noi ați înscăpat cea mai dureroasă tradiție. Așa e cu prostirica.
Dar ea nu se mai face. Păi nu se face acum, dar se făcea mult timp. Se făcea, mă rog, dar eu cred că tot era un obicei păgânesc. Este o tradiție care transmis. Chiar sunt bucuroasă că a dispărut. Ea nu era pentru că peste era tot umilitoare și era pentru... Da, un trist. Iertați-mă, dar mi-am amintit că am scăpat-o pe ea. Dar acele tradiții care ne construiesc pe noi ca și mentalitate colectivă, dacă noi vrem să schimbăm mentalitatea, poate că ar fi cazul să ne întoarcem. Și să începem de la noi până pentru la că, pentru că Eminescu în 1800 și ceva zicea exact aceleași cuvinte, ca să nu mai zicem de Dimitrie Cantemir, care exact așa vorbea. Deci dacă noi luăm, nu s-a schimbat nimic. Doar marketingul. Da. Vă ascultam și mă gândeam, eu am așa un paradox, sau în capul meu este un paradox, că noi pe de-o parte ne considerăm un popor plin de tradiții și uite, noi urmăm tradițiile la nunți, la cumetrii, la mormântări, niște tradiții care, așa cum am discutat, sunt exagerate și o mare parte absolut inutile. Și în același timp, de altă parte, eu, de exemplu, când sunt în oraș, da, când merg pe stradă, chiar eu nu simt că noi avem că la noi există tradiții. Uneori mi-e foarte greu să explic acest paradox. Atunci când am fost în Mexic, țin minte că mă plimbam odată într-un oraș și îmi venea să plâng. Iată, am avut așa un sentiment din asta de tristețe, din asta profundă pentru noi și pentru țara noastră, de ce, comparând cu ceea ce se întâmplă acolo, unde cultura și tradițiile sunt... Deci ele sunt îmbinate în viață, da? Omul trăiește cu asta, ele fac parte din viață și ele sunt atât de organic împletite cu viața modernă și ele fac atât de organic parte din tot ce înconjoară pe oamenii aceia. Și mi-am dat seama că la noi viața, din punctul ăsta de vedere, este sterilă. Noi nu avem identitate. Noi nu, pe de o parte, noi ne ieșim din pepeni să corespundem unor tradiții pe care tot noi le-am inventat, da, cu toate exagerările și cu toate îmbogățirile astea pe loc gol. Și în același timp, noi nu avem tradițiile noastre autentice, sau noi le avem, dar noi le-am uitat. Și atunci când ne merești într-un loc unde oamenii trăiesc altfel, unde pentru tradițiile fac parte din identitatea lor, da? Lipsa asta de la noi se simte foarte mult. Se simte ca un loc gol, ca un vid. Deci eu chiar simt în Moldova că noi din punctul ăsta de vedere trăim ca într-un vid. La noi nu există, noi nu avem identitate, noi am pierdut-o. În cultura noastră, ori este câte un val din ăsta de, cum a fost cu iile, da? Foarte frumos, da? Iile sunt un port foarte frumos, dar a fost valul ăsta extraordinar de exagerat și deja am auzit foarte multe femei care zic că nu mai vor să poarte ei, anume din cauza asta. Deci noi trebuie să găsim mijlocul ăsta de aur, unde tradițiile și autenticitatea și tot arhaismul ăsta să se împlitească frumos cu ceea ce este modern și cu secolul 21 și noi putem scoate din tradiții partea frumoasă care ne reprezintă. Ce am înțeles eu astăzi din toată discuția noastră, că avem noi moldovenei, avem foarte multe tradiții frumoase care sunt extraordinare la temelie și nu știu de ce, nu știu cum s-a întâmplat că prin exagerare am diminuat din importanța acestor tradiții sau chiar le-am schimbat sensul totalmente. Deci le-am făcut absolut inutile, le-am prefăcut în niște tradiții care nu mai bucură, care nu ne mai bucură, care ne complică viața, care ne stau ca niște pietre pe gât și deja nu ne mai bucurăm de aceste sărbători, nu ne mai bucurăm de oamenii care sunt în jurul nostru. Eu anul acesta prima dată am îndrăznit să refuz o tradiție, deși rudele mele au fost insistente, dar până la urmă sper eu că m-au înțeles. Este vorba despre tradiția de a sărbători, de a pomeni, de a face acea mare, enormă masă cu pomene nebune de 7 ani de când a decedat mama și eu am spus nu, eu prefer acești bani să-i donez cuiva ce ne are nevoie de ei și da, a fost complicat pentru mine să trec, să fac acest pas, dar eu l-am făcut pentru că înțeleg că nu eram cu inima împăcată dacă
făceam această tradiție care deja nu o mai consider una cu sens și nu o mai consider una care într-adevăr ar putea aduce ceva pozitiv în familia mea. Eu zic să ne bucurăm de tradițiile noastre, să ne bucurăm de ceea ce ne place. Dacă ne place o tradiție exagerată și ne bucură, atunci nu avem decât să ne bucurăm de ea. Dar dacă credeți că exagerăm, dacă credeți că este o tradiție inutilă, eu zic să aveți curajul, să avem curajul să o oprim, să fim noi acei primei care am spus cuvântul nu unei tradiții care nu mai are rost. Și poate va fi un început de schimbare în Republica Moldova în tot ce ține de aceste exagerări. Noi vă mulțumim mult pentru că ați fost cu noi. Nu uitați de pagina noastră de Facebook 8 Marți SRL și vă așteptăm sâmbătă viitoare la 21:00. O seară bună să aveți!